Uniunea Europeană pregătește sancțiuni împotriva Regatului Unit al Marii Britanii pentru încălcarea acordului Brexitului. Autoritățile din Regat ar fi adus modificări unor dispoziții comerciale cu privire la Irlanda de Nord. Această procedură ar putea să conducă la aplicarea unei amenzi. Până atunci, cele două părți ar putea negocia o soluție. Comisia Europeană a lansat oficial o procedură de infringement pentru încălcarea acordului de Brexit de către Regatul Unit al Marii Britanii. Decizia vine în contextul în care autoritățile din Londra au anunțat amânări unilaterale a anumitor controle vamale în Irlanda de Nord. Oficialii guvernului britanic declarau pe 3 martie că amână până la 1 octombrie câteva dintre controlele la sosirea mărfurilor din Marea Britanie în Irlanda de Nord. Comisia Europeană, care deja a protestat oficial, le cere britanicilor să se mai gândească asupra deciziei. Oficialii de la Bruxelles au trimis autorităților londoneze și o scrisoare de punere în întârziere pentru că au încălcat protocolul pentru insula Irlanda, inclus în tratatul de retragere semnat la sfârșitul anului 2019. Protocolul are rolul de a proteja piața unică europeană și, în același timp, de a evita revenirea la o frontieră și la controle vamale pe insula împărțită între provincia britanică Irlanda de Nord și Republica Irlanda, membră a Uniunii Europene. Scrisoarea reprezintă prima etapă a unei proceduri de infringement care se poate încheia la finalul unui lung proces în fața Curții de Justiție a Uniunii. Vicepreședintele Comisiei Europene, Maroš Šefčovič, cheamă însă autoritățile de la Londra la consultări bilaterale cu Bruxelles pentru a găsi o soluție până la sfârșitul lunii.